Încă o dată bună ziua! Vă mulțumim frumos că ați răspuns invitației noastre de a participa la conferința de presă organizată astăzi la sediul Sistemului de Gospodării Apelor Neamț. Alături de mine participă la această conferință de presă domnul inginer șef Stelian Mihăilă, domnul Simeon Paul Valeriu, care este șeful biroului pe situații de urgență, și doamna Alexandra Preotu, care este responsabil cu relația cu presa și purtătorul de cuvânt. Tema pe care o dorim să vă prezentăm se referă în mare la problemele de apărare împotriva inundațiilor, care considerăm noi că sunt importante de adus în atenția opiniei publice. Cuprinde două subpuncte această temă mare, respectiv prevederile noului regulament care prevede gestionarea situației de urgență generate de fenomene hidrometeopericuloase, deci în general pentru inundații, dar se referă și la secetă hidrologică, precum și la accidentele la construcții hidrotehnice, respectiv poluările accidentale. Iar al doilea subpunct este un cadru general privind activitatea de apărare împotriva inundațiilor la nivelul județului Neamț, și aici ne vor referi în special la inundațiile care s-au produs în ultimii 20-25 de ani în județul Neamț, respectiv modul cum au fost echipate în ultimii 20 de ani cu lucrări de apărare cursurile de apă din județul Neamț și perspectiva pe care o avem pentru următorii ani. Dacă intrăm în subiect, aș vrea să vă prezint puțin ce facem. Sistemul de gospodării apelor Neamț, aici sunt principalele atribuții care răspund temei de astăzi, deci apărarea împotriva inundațiilor. Nu toată activitatea reflectată în atribuțiile care sunt trecute acolo în slide. Deci, în primul rând, exerce administrarea directă a cursului de apă din bazinul hidrogat al râului Siret și afluenți, râurile Moldova, Bistrița, Neamț, Ozana, Cracău, Bistrișoara, Bicaz. Asigură gospodăria într-un concept unitar a acestora. Răspunde pe ansamblu sub bazinul hidrografice din județul Neamț, exceptând 5 OAT-uri din sud-estul județului, care aparțin din punct de vedere administrativ de Alba Prut Bârlat, respectiv Siaghea Vaslui. Și parțial avem în administrare și 4 OAT-uri din Harghita. Asigură exploatarea corespunzătoare a lucrărilor de amenajare a apelor și dezvoltarea acestora. Ia măsuri pentru protecția albilor și malurilor cursurilor de apă. Ce administrăm? 2346 km rețea hidrografică codificată, două acumulări cu un volum total de 0,113 milioane de metri cub, sunt niște acumulări mici care sunt în zona Lacul Roșu, 11 lucrări de amenajări și consolidări de maluri cu o lungime de 24 de km, 25 de lucrări de regularizare de albe cu o lungime de 54,4 km, 16 îndiguiri cu o lungime totală de 70,5 km. Acum, dacă intrăm pe prima parte a conferinței noastre de presă, pe regulament și modificările care s-au produs de curând printr-un ordin al ministrului, printr-un ordin comun al Ministerului Apelor și Pădurilor, respectiv Ministerul Afacerilor Interne, rog pe domnul Simeon Paul Valeriu să ne prezinte puțin, dar nu mai mult de 10 minute, concentrat în special pe noutățile care au apărut față de ordinul vechi comun între Ministerul Apelor și Ministerul Afacerilor Interne. Copulă acestui regulament asigură cadrul general privind gestionarea situațiilor de urgență,
aceasta fiind o activitate de interes național, având în vedere frecvența de producere și dimensiunea efectelor acestor tipuri de risc. Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență este documentul care stă la baza activității de apărare împotriva inundațiilor. Acesta a avut mai multe forme și denumiri, fiind un document de lucru și înainte de anul 1990. Ca informație, ultimul a fost un HCM din numărul 307 din 1963, modificat prin HG 615 din 1992. Mai jos se pot observa, deci, acest regulament, denumiri diferite, în 1992, 1999, în 2005, 2012 și mai nou acum în 2019. Respectiv nou regulament aprobat prin Ordinul Comun al Ministerului Apelor și Pădurilor 459 pe 2019 și Ministerul Afacerilor Interne 78 pe 2019, ca noutate fiind structura acestuia, care are la bază HG 557 pe 2016, privind managementul tipurilor de risc, specifice activității desfășurate de fiecare autoritate publică centrală, în cazul nostru Ministerul Apelor și Pădurilor, și a unităților sale teritoriale, INHGA, Apele Române, Administrația Bazinală de Apă, Sisteme de Gestionare a Apelor, și Ordinul Ministrului Afacerilor Interne 202 pe 2007, care aprobă structura cadru a regulamentului, nu a tuturor regulamentelor care trebuie întocmite de celelalte autorități publice centrale. Ca noutăți, deci au fost definite o serie de termeni specifici utilizați, au fost câteva specifici, clar stabilite tipurile de risc și riscurile asociate care revin Ministerul Apelor și Pădurilor, pentru fiecare tip de risc fiind stabilite autoritățile responsabile și domeniile de acțiune, la fel pentru deținătorii de baraje și diguri, pentru persoanele juridice, utilizatori de apă și potențial poluatori. Au fost identificate documente de referință și reglementări aplicabile în activitatea de gestionare a tipurilor de risc. De asemenea, au fost stabilite și definite mai clar praguri de apărare specifice fenomenului analizat, inundații, fenomene hidrometeorologice periculoase, comportarea în timp a construcțiilor hidrotehnice, seceta hidrologică, poluările accidentale, dar numai pe cursurile de apă și bineînțeles, poluări marine, zona costieră, respectiv, ca noutate, situația de atenție, situația de alertă și situația de pericol. De altfel, au mai apărut mărimi caracteristice de apărare în caz de inundații, au fost completate și cu mărimi pentru precipitații măsurate, care pot avea impact asupra stării hidrologice, în special se referă la scurgerile pe versanți, în cazul pericolului de inundații produse pe terenuri agricole prin ridicarea nivelului pânze de apă freatică și inundații marine, produse de furtuni marine, mă rog, cu fenomene meteorologice periculoase cu aspect asupra zonei litoralului. Au fost, de asemenea, aduse modificări și completări referitoare la constituirea organismelor dedicate în domeniul managementului situației de urgență de la nivel național, sunt înșirate aici Comitetul Național pentru Situații de Urgență, la nivel de minister, în cazul nostru Ministerul Apelor și Pădurilor, la nivel județean, atribuții prefectului în calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, au apărut ca noutate atribuții și pentru președintele Consiliului Județean în calitate de vicepreședinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și al inspectorului șef, la fel în calitate de vicepreședinte. Atribuțiile directorului Sistemului de Gestionare a Apelor sau a inginerului șef în calitate de comandant al intervenției și, bineînțeles, alte atribuții ale comitetelor locale, ale primarului, ale șefului și noutate atribuții șefului serviciului voluntar pentru situații de urgență, care asigură și funcția de agent de inundații, fiind organizat, iar ca organizare și responsabilități principale a centrelor operaționale și operative, a apărut mai nou celula de urgență a operatorului economic, la celelalte unități
alte legături, ISU și Apele Române. Apoi, au apărut responsabilități pentru mult mai multe autorități publice, responsabilitățile tuturor structurilor din cadrul autorității publice centrale, a celor din subordine sau coordonare, ori de sub autoritatea acesteia, respectiv a structurii teritoriale, autorităților locale, operatorilor economici, personalul fizice care au responsabilități directe, ori care asigură sprijin de managementul tipului de risc pe domenii de acțiune. După cum vedeți cu roșu, sunt cele care au apărut în plus față de ordinul vechi, atribuții pentru Ministerul Sănătății, Educației Naționale, Comunicațiilor, Societății Informaționale, Minister Public, Culturii și Identității Naționale sau altor structuri în cadrul altor ministere. Sunt specificate aici, respectiv Administrația Națională Rezervă de Stat și probleme speciale, structuri teritoriale pentru probleme speciale, Inspectoratul General de Aviație, Direcția Hidrografică Marină, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Garda Forestieră, Ocoalele Silvice de Regim, Inspectoratul de Stat în Construcții, Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură. Altă notă, capitolul 4 din vechiul ordine a fost structurat în 3 capitole, structurat astfel încât să respecte HG 557 din 2016, respectiv pe prevenire, pregătire și răspuns, coordonare operațională și măsuri de sprijin. Și aici sunt pe fiecare capitol identificate, evaluate și controlate riscurile și pericole. S-a reorganizat sistemul informațional la nivelul Apelor Române, bazat pe o rețea națională de transmisie a datelor de gospodărie a apelor, pe 4 niveluri. Cele 4 niveluri sunt stațiile hidrometrice aflate în teritoriu, nivelul 3, stația hidrologică de la nivelul sistemului de gospodărie a apelor, nivelul 2, serviciul de prognoză bazinal din cadrul administrațiilor bazinale de apă și nivelul 1, centrul național de prognoză de la INHGA, ANEA Apele Române. Capitolul 4 cu pregătire. Sunt în mare așa identificate resursele umane, materiale și financiare pentru desfășurarea acțiunilor, modul de pregătire a personalului de conducere, a celui de suport a deciziei și a personalului de intervenții, reglementări specifice pe linia pregătirii în domeniul situațiilor de urgență. Capitolul 5, răspuns. La fel, constă în coordonarea operațională, realizarea unei structuri de suport a deciziei, la nivel național, județean și local, modul de funcționare și modul de completare cu personal, modul de prezentare, de reprezentare în cadrul structurii de suport a deciziei, apoi identificarea unei situații de urgență, notificarea și activarea răspunsului, înștiințarea, avertizarea și alarmarea autorităților și populației din zonele de risc, implementarea acțiunilor, delimitare și înlăturarea situațiilor de urgență pe etape, ca lucru nou, solicitarea de asistență internațională, restabilirea stării provizorii de normalitate și măsuri de sprijin. Capitol 9, evaluare, investigare post-eveniment, constând în evaluarea și investigarea post-eveniment cu stabilirea autorităților și structurilor implicate în constatarea pagubilor înregistrate, identificarea acțiunilor, măsurilor ce se impun pentru fiecare autoritate implicată, identificarea structurilor care asigură experți în acțiuni de estimare a pagubilor și menționarea structurilor care asigură experți în stabilirea măsurilor de primă urgență necesare restabilirii stării provizorii de normalitate. Asta fac un capitol nou. Capitolul 7. Au fost adăugate, mă rog, noi articole, cum ar fi acordarea asistenței psihologice, sociale și religioase populației afectate, termenele de emitere și competențe autorităților și instituțiilor în elaborarea și promovarea actelor normative necesare a acordării ajutoarelor de urgență, respectiv de aprobare a programelor de refacere. În cadrul regulamentului existent au fost întocmite anexe noi sau reactualizate cele existente. Altfel,
ca și în vechiul regulament s-au păstrat planul de apărare a comitetelor municipale, orășene și comunale. În schimb, au fost redenumite și modificate ca și structură și au fost adăugate elemente noi față de vechiul ordin. Ca o informație, așa pot să vă spun că modul acesta de organizare a fost preluat de la sistemul de gospodărire a apelor Neamț, pe tot teritoriul României. Deci toate sistemele folosesc același sistem prevăzut în planul de apărare existente la comitetele locale de pe teritoriul județului Neamț. Asta fiind și un avantaj pentru noi, nu mai trebuie să modificăm nimic. Planul de apărare a sistemelor hidrotehnice, la fel modificat. Planul județean, la fel, au fost redenumite și modificat ca structură. Alte anexe, anexa rapoartele operative, modificări și una dintre cele mai importante din punctul nostru de vedere, punctul 3, se transmit, deci rapoartele acestea operative, în urma fenomenelor hidrometeorologice de pe teritoriu, se transmit prin grija primarilor în maxim 24 de ore de la declanșarea evenimentului și nu mai târziu de 12 ore de la încetarea fenomenului, dar ori de câte ori este necesar, pe timpul evenimentului, de pot fi nu 1, 2, 5, cât este necesar cu ce a apărut nou față de vechiul raport operativ. Și punctul A3 și B3 se referă A3 la partea de comitete locale care trebuie să trimită rapoarte operative, punctul B3 se referă la alte deținători și administratori de alte lucrări de apărare împotriva inundațiilor. Apoi, s-au întocmit tabele noi pentru rapoartele operative transmise la seceta hidrologică, erau și în vechi, dar acum s-au modificat, s-au actualizat, sunt alte solicitări. Raportul de sinteză, anexa 9, un alt raport care se întocmește de către Comitetul Județean prin grija grupului de suport tehnic, așa, de fiecare dată, în baza proceselor verbale efectuate în urma comisiilor care merg pentru verificare în teritoriu. Raport de sinteză care, iar o noutate, acum se înaintează spre aprobare de către vicepreședinții Comitetului Județean și vicepreședintele Comitetului Județean, de pe raza fiecărui județ, și inspectorii de situații de urgență. Până acum se aproba doar de către prefect și, bineînțeles, se aprobă către prefect. O noutate a apărut situația centralizatoare a cheltuielilor de intervenții, anexa 9, ceva nou, și procese verbale de calamitate pentru construcții hidrotehnice, procese verbale de calamități în vederea suplimentării surselor de apă potabile pentru populație în cazul secetei. Și acestea două au fost și în vechiul regulament, dar s-au actualizat și s-au îmbunătățit. Cam atâta despre partea de regulament. Vă mulțumesc. Dau cuvântul domnului director. Mulțumim, domnul Simion. Eu atâta vreau să mă spun că în activitatea de apărare împotriva inundațiilor, foarte importantă este relaționarea cu comitetele locale pentru situații de urgență constituite la nivelul fiecărui oase. Din experiența noastră de ani de zile, spunem noi că avem o relație bună. Am depus eforturi, cel puțin în ultimii 3 ani de zile, să chemăm aici, să invităm aici șefii serviciilor voluntare pentru situații de urgență și am lucrat cu ei cot la cot, fiecare plan de apărare la fiecare unitate administrativă teritorială. Lucru foarte, foarte important,
pentru că și noi ne-am apropiat foarte bine de teren, dar și dânșii s-au obișnuit cu modalitatea de raportare și de urmărire a problemelor în teritoriu. Eu zic că avem o relaționare foarte bună și, de dovadă, atunci când sunt inundații, fluxul informațional în mare funcționează corespunzător, iar noi putem face raportări la timp, la termenele respective care le-a spus și domnul Simeon, respectiv 24 de ore după producerea fenomenului. Noi trebuie să raportăm orice situație care apare pe linie de inundații, ca tot ce se raportează peste limitele care au fost introduse în regulament, sigur că nu mai pot fi luate în seamă. Atunci trebuie într-adevăr o disciplină, pentru că ce se întâmplă? Toate aceste raportări, fidelitatea acestor raportări, se reflectă pe urmă în sume de bani care sunt alocate fie din fonduri de intervenție al guvernului, fie pe situații de urgență, și atunci trebuie să fie o responsabilitate maximă în modul de raportare, în modul de evaluare a lucrărilor și a evaluarea pagubilor, că atunci când se refac lucrările, sumele respective să reușească să acopere într-adevăr deteriorările respective și să le aducem la capacitatea inițială. Acum, în activitatea de apărare împotriva inundațiilor, sigur că noi întâmpinăm mai multe forme de manifestare la inundații. Odată, inundațiile care sunt produse de revărsările naturale a cursurilor de apă, care sunt cele mai frecvente, datorită creșterii debitului sau blocatul produse de ghețuri, plutitor, aluviuni, inundațiile produse de excursii pe versant, iarăși avem o problemă mare pe teritoriul județului Neamț, mă refer aici că avem inundațiile din zona de munte, unde, într-adevăr, torenții ne fac necazuri și fac necazuri în general la comunitățile locale, pentru că se produc într-un timp foarte, foarte scurt și cu posibilități reduse de intervenție. Inundații produse de accidente la construcții hidrotehnice. Vreau să vă spun că, în afară de un singur caz care l-am avut în 2005 pe râul Siret la județ, n-am avut niciun eveniment în ultimii 25 de ani de avarii la construcții hidrotehnice. Asta datorită faptului că urmărim foarte de aproape ca aceste lucrări să fie reparate la timp și întreținute la timp, ca atunci când vine viitura să răspundă scopului pentru care au fost proiectate și executate. Sigur, ca efecte a produce inundațiile, știm cu toată lumea, știe populația în primul rând, precum și bunurile mobile și imobile, obiectivele sociale, capacități productive la societăți comerciale. Au de suferit și barajele sau alte lucrări hidrotehnice, care, în general, barajele reprezintă surse de risc pentru zona de naval, în cazul producerii de accidente. Căile de comunicații rutiere, feroviare și navale, rețele de alimentare cu energie electrică, rețele de alimentare cu apă și canalizare și, nu în ultimul rând, mediul natural, mă refer aici la ecosistemele acvatice, păduri, terenuri agricole, intravenă în localităților și altele. De-a lungul timpului, în ultimii 50 de ani, s-au produs inundații importante în anii 69, 70, 75, 91, 95 și 2003 pe zona de munte, zona Bistriței, fenomenul de zăpot, 2005, 2008, 2010, 2013, 2016 și 2018. Sigur, mai au fost și alte inundații, dar de mai mică amploare și cu efecte locale. Inundațiile pe cursuri de apă
sunt mai bine controlate de către noi, prin faptul că timpii de propagare a viitorii sunt suficient de mari și măsurile de intervenție putând fi luate după o analiză prealabilă. Deci, controlul propagării viitorilor pe aceste cursuri de apă este mai bun. Ne referim aici la Siret, Moldova, Bistrița, Ozana, Cracău, Bicali, Bistriceara, Tazlău, datorită echipării cu stații hidromece bună, amplasarea acestea permițând un grad de anticipare mărit și un timp de avertizare suficient. Și, bineînțeles, și un timp de organizare a apărării, respectiv transport materiale de intervenție, transport utilaje pentru intervenții la locul respectiv. Inundațiile pe cursuri de apă mici, în special cele de munte, și pe cursuri de apă superioare ale râurilor, mă refer și în zona de șes, dar afluent de gradul 3, datorită concentrării rapide a viitorii, măsurile de intervenții inovative, la scară mică, bazându-se pe experiența acumulată. Cursurile de apă au o echipare redusă cu lucrări hidrotehnice de apărare, echiparea cu stații hidromece se reduce, timpii de anticipare sunt mici, bazate numai pe avertizări meteorologice, cum dăm exemplu mai proaspăt care s-a produs, e vorba de zona Vălen, zona Vălen sau zona Budca Doamne. Deci viiturile istorice care au fost cele mai mari, în 69 pe râul Siret, în 70 pe râul Bistrița, în 75 în bazinul hidrografic inferior ale râului Moldova și Bistrița, în iunie-iulie 91 au fost o inundație generalizată în lungul subcarpaților Moldovei, în 2005 Moldova și Bistrița, viitura Siret din iulie-august 2008, Siret iarăși în iunie-iulie 2010, în 2013 în bazinele hidrografice inferioare ale râului Moldova și Bistrița, mai, iunie, august 2016 Moldova și Bistrița, mai, iunie, iulie, august 2018 din bazinele hidrografice inferioare ale râului Moldova și Bistrița, și, bineînțeles, fenomenul de zăpor care știm cu toți în zona Borca, Poiana Tăielului, din decembrie 95 și ianuarie 2003. Zonele care le avem noi acum și nu s-au acoperit de lucrări cu zone de risc, cele mai importante, nu sunt toate, sunt cele mai importante, râul Siret, sat Recea, comuna Ion Creangă și sat Gădinți, comuna Gădinți. Toate că la Gădinți noi am pus în funcțiune acolo o lucrare și o urmează să fie recepționată și atunci scoate din inundație și Gădințul, este un dig de apărare pe malul stâng. Râul Bistrița, satele Stejarul și Frumos, comuna Farcașa, topul Stejarul, știți că avem problema de anul trecut, de la calamitatea de anul trecut, inundația de pe Stejarul de anul trecut, și o să ajungem și la punctul ăsta să vedem ce urmează să facem. Râul Neamț, Ozana, sat Dumbrava, comuna Timișești, cartierul Blebea, oraș Târgu Neamț, sat Leghin, comuna Leghin, râul Bicaz, sat Bicaz Chei, comuna Bicaz Chei și cartier Capșa, orașul Bicaz, râul Cracău, sat Crăcăoane, comuna Crăcăoane, aici era zona de risc și Slobozia Roznov nu mai este, având în vedere lucrarea care a fost executată la Slobozia, râul Cuieștiu, sat Gârcina, comuna Gârciană, sat Dobrin, comuna Dobrin, râul Almaș, sat Almaș, comuna Gârcina, râul Agapia, sat Agapia, comuna Agapia, râul Dămuc, sat Dămuc și sat Huisurez. Avem și ceva zone critice la construcții hidrologice. E vorba râul Siret, sat Ajuden, comuna Tămășeni. Acolo o să vedeți mai departe în prezentare că anul acesta ar trebui executată lucrare și avem, sunt alocate fonduri pentru execuția lucrării. Râul Tazlău, sat Tazlău, comuna Tazlău, râul Schiț, sat Ceahlău, comuna Ceahlău, râul Borca, sat Borca și râul Sabasa, sat Sabasa, comuna Borca, lucrări care sunt în execuție. Râul Calu, sat Piatra Șoimului, râul Iapa, sat Lumești, comuna Piatra Șoimului, râul Hangu, sat
Hangu, comuna Hangu și râul doamna Alexa, doamna municipiul Petra Ionuț. Dacă ne referim la Tazlău, Schid, Borca, nu, Sabasa, Calu, Iapa, Hangu, doamna, aici sunt lucrări mai mult de apărare, regularizări, apărări de maluri, unde probabil o să trebuiască să mai supraînălțăm sau să venim cu niște praguri pentru reducerea, pentru colmatarea anumitor zone, adică să reducem puțin efectul de eroziune în zona lucrărilor. Nu sunt lucrări foarte, foarte grele, dar trebuie luate în considerare pentru etapa următoare. Pe toate aceste lucrări avem lucrări, sunt funcționale, numai că ele mai trebuie supraînălțate pentru mărirea gradului de asigurare. Și infrastructura pe care se bazează apărarea împotriva inundațiilor la nivelul sistemului gospodarilor sunt stațiile hidrometrice. Avem 29 stații hidrometrice la Fulgașa, la lacuri naturale avem un punct de monitorizare la Lacul Roșu, la lacuri de acumulare, 3 puncte de monitorizare pe lacul Izvorul Muntelor, la tunelul de intrare, Ceahlău, Izvorul Orb. Avem, pentru urmărirea apelor subterane, avem stații hidrogeologice pe foraj, avem 37 de profile hidrogeologice cu 112 foraje monitorizate, unde se monitorizează atât nivelul apei în pânza freatică, cât și un sistem de urmărire a calității. Noi avem două stații evaporimetrice, vorba de Izvorul Alșului Ginești, de lacul Izvorul Muntelor. Prin programe europene s-a reușit să monteze un program desuat, un sistem de monitorizare a apei, procesare, comunicare a datelor și suport decizional. S-au fost montate 22 de stații automate hidrometrice anii trecuți, funcționale 21. Una, într-adevăr, este dezafectată, vechea poveste, materiale, componente furate. Celelalte funcționează și ne sunt de... sunt foarte importante pentru că ne dea situația în timp real. Un alt program pe care s-a dezvoltat este programul Watman, unde au fost montate 7 stații automate cu senzor, din care 4 stații automatizare cu senzor pentru citirea prefiltrațiilor solide și lichide, 2 stații automate cu senzor pentru debitări la folosință de apă, populație și industrie și o stație automatizată cu senzor pentru calitatea apei. Dacă ne referim la pagubele produse la inundat, aici din 2000, pagubele pe fiecare an, ce pagubă, valoarea pagubelor care s-au produs, în 1000 lei, total, în ultimii 18 ani, 1.159.666.000 lei. Echiparea cu lucrurile cu rol de apărare. Deci, am mai spus, apărări de maluri și regularizări pe total județ sunt 216 km, din care se ghearea întoarele 78,4. În diguiri sunt 101,5 km, din care se ghearea 70,5. Celelalte sunt, să știți că cea mare parte din și apărări și regularizări sunt și la primării, dar în diguirile sunt de la hidroelectrică în special, și o parte din regularizări. Acum, am pus aici să vedem cam ce lucrări s-au făcut în județul Neamț, s-au pus în funcțiune începând din 2005. Observați că în 2005 au fost pus în funcțiune 5 lucrări. Respectiv pe Schid, Hanga Udea, Bistricioara, Doamnă, Caluiapa, Sirelt. În 2007, două. Pe Bistrița la Bușmei, parcă așa, pe Sirelt la Cotovameș. În 2008, una.
regularizare Prusa, Bața și Borca la Comuna Borca. În 2010, una, respectiv mal drept râu Ozana, apărare de mal. În 2011, patru lucrări, la Bicaz, Darcău, Siret, Topolița. În 2015, una, Cracola, Bodești, o lucrare făcută prin fonduri externe. În 2017, două, Hangu, Audia și pe Moldova, e vorba de o lucrare care a îmbunătățit alimentarea cu apă la frontul Pildești-Simionești, al Oapasier, a orașului Roman. În 2018 avem 3. Deci, ceea ce spune reducerea gradului de risc la inundații pe râul Bistrița, sector Borca, Păina Teilu, deci parțial, s-a rezolvat, e vorba de Soci, e vorba de Săvinești, e vorba de Dreptul, e vorba de Galu, unde acum se mai lucrează la Galu, la Galu se lucrează. Deci aceste zone le-am scos de sub risc major datorită fenomenului de zăpor. Iar lucrare iarăși importantă, care zonă care ne-a dat bătaie de cap ani la rând, e vorba de Slobozia Rozlov și care recepția urmează chiar zilele următoare să se facă. Am avut și reparații la lucrări. În 2008 am avut pe amenajat râu Siret și Moldova la Roman. În 2011 am avut 6 lucrări de reparații, Hamzaia Tașca, râu Tașca la Tașca, reprezarea albii pe râu Bisericii și Turcului. Tot am urma inundație prin 2010, am reparat odată, acum urmează să intrăm din nou după alocarea fondurilor. Dig Roman Rechitien, aveam niște breșe în dig, datorită viiturilor care au fost în 2010 și au fost reparate prin hotărâre de guvern. Apărarea Ice Sagna, tot așa o breșă care a fost reparată. Amenajare albii râu Siret și Moldova la Roman, tot în 2011. Siret și Moldova la Roman, iar și în 2011, două etape au fost. În 2013, o reparație la regularizare pe râu Farcașa la Farcașa și în 2019, regularizarea albii pe râu Borca și Sabaza la Borca, etapa 2. Sigur, astea sunt lucrări, ceea ce am până acum, deci lucrări pe fonduri de investiții, fie investiții din surse proprii ale anului, fie majoritatea din surse de la bugetul de stat. Prin programul nostru anual de gospodării a apelor, sigur, facem și noi lucrările de întreținere, care le spuneam întreținere și reparații pentru a menține în stare de siguranță aceste lucrări, iar facem și lucrări foarte importante de mărire a capacității de scurgere la viitor. Deci acele terasamente, acele decolmatări pentru mărirea secțiunii, pentru atunci când vine viitura să poate fi preluată în mare parte de secțiunea reprofilată. Și dacă ne uităm, se observă și când dotarea noastră s-a îmbunătățit. Dacă observăm așa, în 2014 făceam 67.464 metri cubi pe tot județul. În 2015 am făcut 394.785 metri cubi
județ. Până în 2016, 347, 179, 2017, 270 de mii, 2018, 224 de mii. Sigur, pe în 2015 ne-am dotat și atunci avem cu ce face. Mai avem o problemă, deci o problemă mai este dată și de nivelul de finanțare pe capitolul combustibil. Deci dacă apar diferențe, este datorită alocărilor care se fac pe acest capitol combustibil. Și în funcție de... În rest, dacă avem combustibil, sigur că punem utilajele să lucreze la capacitate tot anul, începând din luna februarie și până în decembrie. În general, lucrăm pe zona toate aceste economatorii, profilări, așa se fac în zona localităților, acolo unde nu avem lucrări, nu sunt echipate cu lucrări și necesită aceste lucrări de colmatare pentru a fi pregătiți pentru preluarea unei eventuale viituri. În anul 2019, cei prevăzuți pe surse proprii a Administrației Naționale a Apelor Române, avem proiectare, studiu de fezabilitate, este la apărare Marea Râu Bistra la Zănești, studiu de fezabilitate la regularizare Râu Stejaru, Comuna Farcașa, studiu de fezabilitate regularizarea Albiei pe Râu Izvorul Muntelor. Mai avem iarăși lucrări în completare cu bugetul, că o să vedeți că și la buget este o valoare, reducerea gradului risc la inundații pe Râu Bistra pe sectorul Borca-Poiana-Tielu, este o valoare de 230.000 de lei, unde spuneam că se lucrează acum în zona Galu, refacere dig Râu Siret la Juden, care spuneam că am avut eveniment acolo în 2005, așa, tămășenie etapa a doua, valoare de 17.020, asta e valoarea de execuție, valoarea contractului, care este în procedură, probabil suntem în procedură de atribuire și constructorul să se apuce de treabă. Bine, mai avem o chestiune de spații, de depozitare și arhivă, care sufeream până acum, că este o problemă arhiva unei unități publice, unități publice este o problemă, se strânge foarte, foarte mult la arhive, uitați și aici, unde suntem aici, peste tot avem dosare și nu e un spațiu, nu avem un spațiu, aveam ceva la subsol, dar nu în condiții optime de păstrare. Și atunci avem o investiție care e în lucru, aici în Piatra Neamț, unde e formația noastră de pe strada Nordului, unde să avem, într-adevăr, condiții optime pentru arhive. Deci, de la bugetul de stat în 2019, avem finanțare pentru reducerea gradului de risc la inundații pe Râul Bistra, pe sectorul Borca-Poiana-Tielu și amenajarea Râului Cracău la Slobozia. Aici e valoarea terenurilor care trebuie plătite la oameni, acolo unde s-au ocupat cu lucrări. Având în vedere că a fost făcut în situații de urgență, sigur că urmează să pe baza documentației de teren făcute de o societate comercială, să despăgubim oamenii cu terenul, cu valoarea terenului ocupat. Aici avem o situație cu zone, cu punctele critice din județul Neamț, identificate până la ora actuală, apărute în urma inundațiilor din ultimii ani, pe care noi încercăm să le reducem cât putem, fie prin lucrări pe care să le facem noi cu surse proprii, ce spuneam, de reprofilări de albii, fie prin fonduri proprii a Administrației Naționale a Apelor Române, dar tot pe investiții, fie de la bugetul statului parte din ele. Noi am identificat, avem 45 de puncte. Aici sunt prinse tot ceea ce am considerat noi că reprezintă riscuri. Sigur că aceste lucrări nu s-au observat, că sunt foarte multe lucrări de regularizare, sunt foarte, foarte multe eroziuni. Dar și
îndiguiri și îndiguiri și amenajări de albin, așa fel că scoate din sunundații nu numai terenuri, ci în special locuințe, deci populația. Sunt și lucrări de amploare, sunt și lucrări mai mici, dar în acest tabel sunt prinse absolut toate, identificate până la ora actuală. Din lista asta care o avem, deja avem în procedură de atribuire, de fapt, Administrația Bazinală de Apă Siret Bacău, fiind beneficiar de investiții, au în atribuire, în procedură de atribuire, două lucrări. Amenajarea albii râu Albuia, în localitatea Rotunda, comuna Dorjești, județul Neamț, și amenajarea albii râu Țigan, în localitatea Ion Creangă, comuna Ion Creangă, județul Neamț, care probabil o să fie executate anul acesta, până la sfârșitul anului. Totodată, am solicitat și suntem în așteptare fonduri pentru de face în regim de urgență a lucrurilor aflate în administrarea noastră, respectiv Borzoveanu, o lucrare nu prea mare, dar importantă pentru zona respectivă, 204.000 lei, un bărăjel de retenție pentru că râul Borzoveanu a afuiat foarte mult, adică a săpat, a coborât albelul foarte, foarte mult. Și atunci stânga-dreapta malurile se prăbușesc și cu consecințe pentru riveranii stânga-dreapta. Noi știți foarte bine, acolo este zona cimitirului, o zonă foarte sensibilă și singura chestiune este că noi ne reparăm această lucrare a noastră care este cumva până la limita de naval a cimitirului. Restul este, nu putem descărca fonduri acolo, fiind o curs de apă necodificat. Această lucrare noi am preluat-o dinainte de 89 și trebuie să avem grijă de ea. Ni s-a deteriorat un bărăjel de retenție, sigur, noi suntem obligați să refacem. Îl refacem, dar o să trebuiască și eforturi din alte părți, de la primărie, de la OAT, să promovez acolo o lucrare pentru a stabilizarea talvegului râului Borzoveanu, să nu se mai producă acele prăbușiri de maluri spre albă. O a doua micuță, o lucrare de-a noastră de gabioane la râul Calul și Apa, unde avem deteriorate câteva gabioane și 96.000 de lei. Pârâul Doamna, iarăși avem tot așa niște zone pe care trebuie să le reconsolidăm. Și pârâul Bisericii Turcului, unde trebuie refăcute zone mai mari. Valoarea cea mai mare, 100.000 de lei. Noi am făcut toate formalitățile, am uitat absolut tot, așteptăm să ni se aloce fondurile. Sperăm că se vor aloca și anul acesta să le rezolvăm aceste probleme.